În videoul de astăzi am să vorbesc despre o știre care a explodat pe internet în ultimele săptămâni. A făcut tot internetul să o ia razna, de fapt o mică parte din internet, și anume cei pasionați de securitate și de hacking. Știrea e practic despre un studiu făcut de niște cercetători de la o universitate din America, cred că de la Universitatea Washington din Statele Unite, și acest studiu a fost publicat la un târg de securitate care a avut loc recent. Toată presa, toate blogurile, toate site-urile de specialitate au luat-o razna și au început să afișeze o mulțime de astfel de titluri. Toți au început să spună că asistăm la o revoluție în materie de securitate și în materie de biohacking. Un termen destul de nou de care probabil nu ați auzit, nici eu nu am auzit. La o primă vedere, toată această știre pare destul de interesantă, foarte captivantă, te face să spui niște întrebări, te face să te gândești la viitor și nu ți se pare că nu sună foarte bine. Ideea de bază e că niște cercetători din America au reușit să spargă un computer, să-l hăcuiască, spus așa în ghilimele, folosind ADN. Deci o chestie din lumea biologiei, o chestie bio-vie, a reușit să spargă un computer. Ce înseamnă asta e că hacking-ul ar putea fi dus la niște noi niveluri foarte, foarte ridicate și am putea asista în viitor la niște chestii super ciudate și super crazy. Mai ales că se lucrează și la clonare, tot au fost foarte multe experimente. Ca să vă explic despre ce este vorba și să nu vă panicați și să nu vă gândiți că, nu știu, viitorul va suna foarte rău și se vor întâmpla chestii super ciudate și super nașpa. Ce au făcut acești cercetători ca să-și demonstreze punctul de vedere și să demonstreze că se poate face așa ceva, să hăcuiești un computer folosind chestii din lumea biologiei? Ei au luat un soft pe care foarte mulți îl folosesc pentru a procesa ADN-ul. Au luat sursa acelui soft, au modificat-o puțin astfel încât să fie vulnerabilă și apoi au generat ei o bucată, o secvență de ADN manipulată puțin de ei, astfel încât să se potrivească cu acea vulnerabilitate din cod și să apară acel hacking, acea eroare. Nu știu dacă știți, oricum probabil prin clasa 11 sau 12 o să învățați probabil la biologie despre ADN. ADN-ul e format din niște perechi de nucleotide, A, T și C, G. Ce au făcut oamenii de știință? Au atribuit fiecărui tip de nucleotidă câte 2 biți. Pentru A au pus, nu știu, 00, pentru C au pus 01, apoi pentru T, nu știu, 0, 1, 0 și pentru G, nu știu, 1, 1, mi se pare. Și pentru a scrie un byte de informații, practic aveau nevoie de două astfel de perechi de nucleotide. De exemplu, aici în partea dreapta mea, dacă o să vă uitați, pentru a scrie acest cod, un while, care va executa un loop, e nevoie de tot codul acesta de mai jos, care este cod binar. Practic, noi am fi avut nevoie, dacă nu greșesc, de 11 perechi de nucleotide pentru a scrie acest while. Dacă, nu știu, codul cercetătorilor, pentru că nu l-am văzut, avea, nu știu, 10, 20, 50 de linii de cod, probabil ei au avut nevoie de câteva sute sau poate chiar câteva mii de nucleotide. Mergând mai departe cu explicația, pe lângă că cercetătorii au modificat puțin codul acelui software de pe PC ca să fie mai vulnerabil, au făcut și acest ADN manual, dacă pot să spun așa, l-au realizat ei acolo în laborator, astfel încât acele nucleotide să corespundă unor anumiti biți, să formeze anumiți bytes și să strice acel program. Nu le-a reușit decât în 37% dintre cazuri. Ei nu au stat foarte mult să bibilească acel ADN și acea eroare. Au văzut că merge, au scris lucrarea și au dat-o lumii și internetului să se panicheze.
Nu e niciun motiv de panică, toată această eroare a fost oarecum exagerată, e destul de greu să găsești asemenea vulnerabilități. Practic, vulnerabilitatea a fost aceea de buffer overflow. Buffer overflow înseamnă că o anumită bucățică din memorie, care este temporară și care are o anumită limită, nu știu, să zicem că în acea bucată de memorie poți să ții, nu știu, 100 de caractere și tu îi trimiți 105 caractere, acolo va apărea un overflow, adică acel buffer, acel container, zonă de memorie, va da peste ca o oală prea plină și acele date vor afecta și alte zone de memorie din apropierea acelei zone de memorie care este overflow. Această vulnerabilitate a fost exploatată de acești oameni de știință folosind ADN-ul. Acum, în zilele noastre, e destul de greu să aplici chestia asta la ceva în realitate, dar probabil că în viitor vom avea, nu știu, cititoare de ADN la bancomate sau, nu știu, într-o mulțime de alte locuri, la pașapoarte, la vamă, și atunci situația va sta puțin diferit, dar oricum toată chestia asta, tot experimentul pe care l-au făcut ei, este destul de exagerat. Ce vreau să vă mai spun în concluzie, înainte să termin și ca și o concluzie, este că joburile acestea în securitate IT, în securitatea din Internet of Things, în securitatea software și a rețelelor, mi se pare că sunt de viitor și probabil ar trebui să vă orientați și voi spre un asemenea job sau să învățați anumite lucruri despre securitate pentru că vă vor fi de folos într-o viitoare carieră în IT. Cam atât am vrut să vă spun, ne vedem data viitoare, cred că săptămâna viitoare vom face un live foarte interesant, dar am să-l anunț pe pagina de Facebook, să nu uitați să intrați și acolo și să dați un like și o să vedem mai multe pornind de la acel live.